Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Sunt Paul Soța, iar subiectul nostru de astăzi va fi în legătură cu poliția rutieră. Este vorba despre poliția rutieră aproape de cetățeni, o temă pe care v-am propus-o astăzi pentru că poliția rutieră în județul Hunedoara a demarat foarte multe campanii în ultimul an, are foarte multe proiecte de viitor și considerăm noi că este important ca dumneavoastră telespectatorii să aflați ceea ce au să ne spună reprezentanții acestei instituții. Și îl avem aici alături de noi, în studioul Info HD, pe domnul comisar șef Dan Micu, șeful serviciului rutier din cadrul IPJ Hunedoara. Bună ziua și bine ați revenit la Info HD! Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Domnule comisar șef, tot timpul cred că ați fost obișnuit aproape în emisiunile televizate să fiți întrebat ce se mai întâmplă cu accidentele rutiere. O să încep și eu cu acest subiect, pentru că pot spune chiar din păcate, noi presa ne-am obișnuit să arătăm prima dată ce se întâmplă rău și după aceea ce se întâmplă bine. Haideți și noi să eliminăm răul, să spun, discutăm despre situația accidentelor la zi, după care o să intrăm și în lucrurile bune, în proiectele poliției rutiere din județul Hunedoara. Vă ascultăm. Eu n-am venit pregătit cu statistici foarte multe. Sigur, datele sunt comparative, poate, da. Datele foarte multe cifre, nu? Da. Datele pe care vreau să vi le prezint dumneavoastră sunt comparative cu aceeași perioadă anului trecut și o să ne raportăm la intervalul la zi, respectiv de la 1 ianuarie până astăzi, 27 mai 2014, interval analizat cu același interval anului trecut. Pe drumurile naționale din județul Hunedoara, în perioada pe care noi o supunem analizei astăzi, au avut loc 57 de accidente rutiere grave și mă raportez la accidentele rutiere grave nu din perspectiva faptului că doar acestea prezintă consecințe, de multe ori ireparabile, ci și prin prisma faptului că este principalul indicator profesional al Poliției Rutiere Naționale. Aceste 57 de accidente rutiere grave, deci așa cum am precizat, s-au produs în intervalul menționat. Pot să vă spun că avem o scădere față de anul trecut cu 3 accidente. În aceeași perioadă analizată au fost 60 de accidente grave. Raportat la consecințe, din păcate, în această perioadă, 20 de persoane și-au pierdut viața în urma accidentelor rutiere grave. Două persoane, din păcate, chiar săptămâna trecută, într-un eveniment tragic petrecut pe DN7 la intrarea municipiului Deva. Avem ca factor pozitiv o scădere a numărul persoane rănite grav ca urmare a accidentelor rutiere grave față de aceeași perioadă anului trecut. Avem o scădere cu 9 persoane decedate. Sunt statistici acestea. În spatele lor sunt multe destine care, din păcate, au un trend care nu-mi face plăcere să fac vorbire despre el și aș fi vrut să nu vorbesc despre evenimente tragice din județul Hunedoara, dar, din păcate, lucrurile trebuie spuse, trebuie arătate așa cum sunt. Din perspectiva cauzelor generatoare a acestor accidente, rămâne pe primul loc viteza cu cele două componente, viteza excesivă și viteza neadaptată la condițiile de drum. Pe locul 2 și 3 rămân ca și cauze traversarea neregulamentară a pietonilor, respectiv neacordarea priorității pietonilor când aceștia traversează regulamentar pe trecere marcată, semnalizată corespunzător cu semafor sau indicatoare de trecere. Ce este de făcut în ceea ce privește această traversare neregulamentară din partea pietonilor? Pentru că auzim de foarte multe ori conducători autoplângându-se, chiar în emisiunile televizate sună mulți cetățeni și spun faptul că de multe ori merg cu mașina și se trezesc cu un pieton în față sau cineva care, nu știu, să zicem, trece pe culoarea roșie. Ține de educația asta? Ține de, nu știu, sancționarea insuficientă? Ce se întâmplă în cazul ăsta? Cred că e vorba în principal de spiritul civic pe care uneori îl uităm acasă și aș face o paralelă. Foarte mulți dintre noi, după 90 am ieșit în străinătate, acolo, pentru că restricțiile
în special pe Cunare, sunt mult mai aspre. Respectăm de la portul Centurii, aprinderea luminilor pe drumuri naționale, în localități sau în afară, în funcție de legislația statului respectiv, și aceste lucruri care noi le considerăm minore, dar care pot produce consecințe ireparabile, cum sunt traversele neregulamentare. Și cred că nu odată ați văzut chiar în municipiul Deva traversări neregulamentare, în diagonală pe bulevardele din municipiu sau pe alte străzi din municipiul Deva. Nu este singur municipiul Deva la acest capitol negativ. Aceeași stare, de fapt, o întâlnim și în Hunedoara, și în Orăștie, și în Brad, și în orașele din Valea Jiului. Da, într-adevăr am văzut lucrurile acestea, însă am mai văzut și o chestie foarte interesantă. Stând la anumite semafoare, că au apărut acum semafoarele pe cetărcile, ceea ce unii spun că e un lucru rău, alții spun că e un lucru bun, însă am văzut un lucru interesant. Stând foarte mult la semafor, stăteau oamenii un minut, două, trei minute, sunt și acele semafoare, trebuie să apeși pe buton, mulți dintre cetățenii nu știu, tind să treacă pe roșu. Totuși, acolo, eu nu cred neapărat că, nu știu, nu există simț civic. Poate fi o necorelare între dispozitivele respective sau poate nu e o informare a cetățeanului ce trebuie să facă. Scrie pe stâlp undeva într-un colț că trebuie să apese pe buton, însă am văzut oameni, sunt minute în șir, și în momentul în care ajungeam și apăsam și eu pe buton, se întrebau, unii chiar mă întrebau, nu, dar trebuie apăsat acolo, da, și mai dura câteva secunde, se făcea verde. Dar e interesant, totuși, introducerea acestor dispozitive noi în condițiile în care populația nu este suficient de informată. Eu cred că populația a fost informată pentru că acest proiect a demarat în urmă cu ceva timp, cu un an jumate. Atunci am încercat prima dată o soluție de fluidizare a traficului prin sensuri unice. A fost o perioadă de provizorat. Fluidizarea traficului a avut și plusuri și minusuri. După care, după cum bine știți, a fost un proiect generat de Primăria Municipiului Deva pe managementul de trafic, unde s-au pus aceste semafoare cu ghilimele de rigoare inteligente. Pentru a avea undă verde și culoar pe principalele artere din municipiul Deva, ele sunt din soft corelate ca să aibă un timp pe verde mai mare decât pentru străzile care se intersectează cu principalele bulevarde și străzi din municipiul Deva. Tocmai de aceea, pe principalele străzi avem verde pe timp mai îndelungat accesat, iar pe străzile secundare pe timp mai redus. Sunt probleme vis-a-vis în special de strada Mihai Eminescu. Aici, în special dimineața, când sunt duși copiii de către părinți cu autovehiculele, autoturisme, fiecare ce autovehicul deține, la școli, la licee, avem adevărate ambuteiaje. Tocmai de aceea s-a și luat măsura ca în perioada respectivă, acolo unde nu avem semafoare, să avem echipaje de poliție de la Biroul Rutier Deva sau de la Poliția Locală Deva. Iar după masa, din nou, echipajele respective să acționeze, în special când copiii iasă de la școală și sunt din nou așteptați de către părinți pentru a fi duși acasă. Pentru intervalele orare de după amiază, avem semafoarele programate pe intermitent, se merge pe galben, aici se merge pe regula din codul rutier de acordare a priorității de dreapta, dacă e vreo a doua intersecție care nu lucrează în sistemul semafoarelor pe cele trei culori, ci doar pe intermitent, iar pe timpul nopții, de asemenea, pe această stradă, pe Mihai Eminescu și câteva semafoare, inclusiv de pe Calea Zarandului, sunt puse pe intermitent, tocmai accesând la ceea ce spuneați dumneavoastră, că de multe ori se stă prea mult la aceste semafoare. Această inițiativă este și a primăriei, și în cooperare cu Inspectoratul Județean de Poliție și cu Poliția Municipiului Deva, respectiv Poliția Locală, s-a luat această măsură. Practic ține de managementul de trafic această discuție. Este. La fel era anunțată opinia publică cu ceva timp în urmă că și introducerea camerelor video în intersecții sunt în acest scop. Ne puteți spune înregistrat, să spun, efecte pozitive de când sunt aceste sisteme electronice în funcțiune? În principal, efectele sunt pozitive. Monitorizarea, acest Big Brother la nivel de municipal, a adus la rezultate pozitive nu numai prin prisma
poliției rutiere, activității poliției rutiere, ci și prin prisma altor domenii din cadrul poliției. Monitorizând principalele intersecții, prin imaginile capturate, se rețin date, se rețin anumite elemente de identificare a unor posibili infractori sau contravenienți pentru săvârșirea unor fapte care intră sub incidența legii penale sau sub incidența unor măsuri administrative. Pentru că poate să fie obiectul unui furt, poate să fie obiectul unei tâlhării, poate să fie obiectul unui viol, poate să fie obiectul unei, face obiectul unui accident rutier și atunci, bineînțeles, că ai nevoie de date de imediată urgență și le poți obține de la dispeceratul Poliției Locale Deva. Pot fi amendați pietonii care nu traversează strada corespunzător în urma înregistrării prin aceste mijloace, dacă aceste camere stradale? Dacă certificatul de omologare a camerelor este în conformitate cu normele și regulamentul de aplicare a codului rutier, da. Întrebare, cum... Mijloacele tehnice trebuie să fie omologate și recunoscute de către autoritățile statului. Cum se face recunoașterea cetățeanului? Vedem pe stradă oameni pe care nu i-am mai văzut niciodată, s-ar putea să fie unii turiști. Prin comparare cu bazele de date care sunt la dispoziția Poliției Române. Deci există o astfel de tehnologie implementată? De comparare, implementată în prezent. De comparare cu datele pe care noi le avem în bazele noastre de date. Așadar, doamnelor și domnilor, mare grijă când trece strada, pentru că, iată, poliția rutieră este atentă, camerele video funcționează, semafoarele electronice la fel, sistemul de management al traficului. Nu doar poliția rutieră, toate componentele poliției. În același timp și colegii din poliția locală, pentru că ei au atribuții în 7 domenii de activitate, dar nu numai pe poliția rutieră. Dragi telespectatori, vreau să vă anunț faptul că puteți intra în legătură telefonică directă cu noi, sunând la numărul afișat pe ecran. Între timp, până o să sune telefoanele, o să continuăm discuția cu domnul comisar șef Dan Micu. Domnule comisar șef, haideți să discutăm puțin și despre educația rutieră. Am atins acest subiect tangențial, însă vă rog să intrăm puțin în subiect. Știu că Poliția Rutieră Hunedoara are parteneriate cu ISJ Hunedoara. Ce ne puteți spune în acest sens? Poliția Rutieră Hunedoara, componenta Inspectoratului de Poliție a Județului Hunedoara, că personalitatea juridică e la nivelul inspectoratului, a realizat mai multe contracte de colaborare, parteneriate, cum vreți să le numiți, cu principalii actori care duc la creșterea de cunoașterea regulilor de circulație, de dezvoltarea spiritului civic și, până la urmă, duc la o anumită normalitate în raporturile polițist, persoană cetățean, persoană civilă sau avem de multe ori participanți la trafic care au autovehicule matriculate pe persoane juridice, pe societăți comerciale mai propriu-zis. În speță, Inspectoratul Școlar Județean este unul dintre principalii actori, ca și noi, în creionarea profilului viitorului conducător auto, participantului la trafic, fie el biciclist sau mopedist sau proprietarea unei motociclete performante. Mai nou, acum când se servează majoratul, cadoul părinților pentru copii este un autoturism. Este bine că sunt mai multe posibilități de deplasare, este bine că obține un permis de conducere, dar nu este bine că spiritul civic lasă de dorit, în principal prin disciplina pe care o întâlnim în trafic, la toți participanții la trafic, atât la pieton, cât discutăm de traversările neregulamentare, cât și la participanții la trafic, fie motocicliști, mopediști, bicicliști sau conducători de autovehicul. Mă anunță colegii mei din regia tehnică că avem un telespectator care așteaptă. Alo, bună seara! Da, mă ascult. Sunteți în direct? Vă ascultăm. Deci am o întrebare pentru... Un nume, vă rog, dacă ne puteți da. Petru mă numesc. Petru? Domnul Petru? Da. Da, și vă ascultăm. Am următoarea întrebare pentru domnul... Vă rog. Deci am cumpărat o mașină, are 49 de centimetri cubi, este imatriculată pe primărie la Arad, are carte RR,
are verificare tehnică, are tot, dacă pot să duc pe rost până undeva, am luat-o la tatăl meu. Deci aș vrea să vă întreb eu, în primul rând, niște lucruri. Dacă acest autovehicul, că înțeleg că ați spus că e vreo de o mașină, are capacitatea de 49 de centimetri cubi, dumneavoastră trebuie să aveți permis de conducere minim categoria B1. Dacă este înregistrată la primărie, ea poate să circule în contextul în care are și RCA-ul, deci asigurarea obligatorie, la zi, adică să nu fie expirată. Sau dacă nu aveți, trebuie încheiat. Înregistrarea autovehiculor sub 49 de centimetri cub, deci nu înmatricularea, înregistrarea este obligatorie pentru a fi pusă în circulație pe drumurile publice, începând de la rețea stradală până la autostradă. De ce? Ce am vrut eu să vă întreb? Deci are RAR-ul, are ITP-ul, da. Îi fac și asigurarea, dar am întrebat și la RAR și au zis, n-ai niciun fel de problemă. Și pe cine l-am întrebat, are un fiu care are RAR-ul. Zice, nu, ai o problemă dacă nu are aia. Nimeni dacă nu are ce? Informația exactă. Păi eu v-am explicat tot de ce aveți nevoie. M-ați înțeles sau vreți să vă repet deci încă o dată? Înțeles. Îmi trebuie asigurare obligatorie. RCA și înregistrarea. Deci ea trebuie să fie înregistrată în evidențele primării respective. Acolo este înregistrat. Dar acum, eu dacă am vândut aici în Deva și vreau să o aduc pe road, ca să nu îmi plătesc platforma. Vreți să știți dacă aveți voie cu această înregistrare la primăria Arad să o transportați de la Arad la Deva? Asta să înțeleagă, exact, domnul? Transferul, dacă faceți transferul de proprietate și de acolo scoateți din evidență că nu e radiere, scoaterea din evidență, radiera este atunci când se face înmatriculare, deci e vorba de înregistrare, dacă ea nu mai este înregistrată, nu o puteți pune pe roți, adică să circulați pe drumuri publice cu ea. Am înțeles. Vă mulțumim, domnul Petru, pentru intervenția dumneavoastră. Rămâneți alături de noi. Dragi telespectatori, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Domnule comisar șef, iată că sunt diverse probleme ale cetățenilor. Totuși, vreau să continui întrebarea domnului Petru. Există și posibilitatea de numere roșii la astfel de mașini? Nu. Dacă s-a dus la sunt numere galbene, e vorba de autovehicule cu capacitate redusă, tocmai de aceea se cere categoria B1 sau pentru motoscutere categoria AM. Și cum, dar cum având poate categorie, să ajungă cu ea acasă doar pe platformă, dacă nu este înregistrată. Dacă este înregistrată, poate să circule pe drumurile publice, am menționat. Și cu un motoscuter, de exemplu, înregistrat la Simeria, poate să circul, să vii cu el la Deva. Sigur, el să fie echipat corespunzător. Da, deci pe orice drum public te poți deplasa. Nu ai limită vis-a-vis de localitatea respectivă. Legiuitorul nu limitează deplasarea, cu condițiile legale îndeplinite. Da, foarte interesant. Mă bucur că am lămurit și acest aspect. Vă propun să revenim la partea de educație rutieră. Spuneați mai devreme că există un parteneriat solid cu Inspectoratul Școlar al județului Hunedoara între Poliția Rutieră. Poate solid e mult spus și să vă spun de ce e mult spus solid. În contextul în care parteneriatul se încheie cu Inspectoratul Școlar, știți că Inspectoratul Școlar coordonează activitatea școlilor și liceilor din județul Hunedoara. Ei, aici activitatea și colaborarea lasă de dorit. Sunt școli sau licee care au activitate mai bună pe partea de educație rutieră, sunteți cadru didactic și știți că nu există în curriculă capitol de educație rutieră, ci doar este opțional în cadrul orilor de dirigenție. Din păcate, da. Sau, diverse materii opționale, da. Așa este. Iar de aici sunt și neajunsurile. Atât timp cât nu suntem informați, că nu suntem educați, că nu ni se aduc la cunoștință respectarea unor norme rutiere, prin lacunele existente avem și consecințe pe măsură. Din păcate, suntem cam singurul actor care ținem la acest lucru. N-am spus că nu este deschidere, dar nu pe măsura așteptărilor noastre. Ce s-ar putea face? Haideți să discutăm și așa, să punem problema. Ce s-ar putea face și apoi vom putea să localizăm probabil soluțiile? În primul rând, nu doar școala trebuie să fie partenerul nostru. Trebuie să fie partenerul nostru inclusiv părinții acestor copii. Iar odată cu dezvoltarea lor în timp, sigur că și gradul lor de înțelegere este ridicat. Una este o temă
prezentată la copiii care sunt în școala gimnazială și alta este o temă pe care o prezinți celor care urmează să împlinească 18 ani și care vor obține un permis de conducere. Deci tematica este diferită. Dar ea trebuie aplicată pentru vârstă, trebuie venit în sprijinul lor chiar și cu concursuri inițiate de comun acord. Există la nivel național un concurs care se numește Alege Viața. În baza parteneriatului cu inspectoratele școlare județene, la nivel național s-a instituit acest concurs, dar acest parteneriat trebuie susținut și din punct de vedere logistic. Lipsa mijloacelor logistice face că în anumite orașe, municipii din județ, activitatea pe educație rutieră să nu fie la înălțime, se spune poate un cuvânt cam de lemn folosit în contextul acestei discuții. Tocmai de aceea ne-am încheiat niște parteneriate cu societăți comerciale care sunt vizibile în județul Hunedoara, cu un dealer auto din municipiul Deva, cu un producător de biciclete. Înțeleg să nu le spunem numele pentru că publicitatea trebuie făcută în un anumit context, cu societăți de asigurare, reasigurare și am putut să tipărim flyere, pluturași, să obținem flyere, să inițiem concursuri care au ca scop activitatea de educație rutieră. Spuneați la un moment dat că unii părinți fac cadouri copiilor autoturisme. Nu e rău, deci nu. Pe vremuri, mi-amintesc că dacă un copil primea o bicicletă, era fericirea de pe lume. Mă refer la perioada de acum 20-30 de ani. De pe lume, da. Acum a evoluat societatea, e epoca vitezei, spunem noi, epoca fast, vedem, da. Fast food, avioane, mașini, o grămadă de comunicații rapidă, nu? Fast așa communication, este, da. Există niște idei. Dar totuși, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, copiii din ziua de astăzi poate nu sunt și destul de pregătiți din punct de vedere al educației, al noțiunilor, psihic poate, sau chiar ca reacții în situații, spune-o, Doamne ferește, de accidente. Ce poziție are poliția rutieră legat de această tendință de vitezomanie, să spun, a societății în general? Deci, în primul rând, că ar trebui să plecăm de la factorul uman. Nu cred că poate cineva să spună că la gradul de informare care există la ora asta, un copil nu știe despre o trecere de pietoni sau un adolescent despre un moped, despre o bicicletă, despre minimele reguli de circulație. Dar de la partea teoretică trebuie să trecem la partea practică și tocmai aici intervine rolul poliției, a școlii, liceului, a părinților, a prietenilor care sunt cu câțiva ani mai mari decât cei care sunt în școlile gimnaziale sau în liceu, de a interveni, de a le explica niște norme minime pentru a fi participanți la trafic și pentru a nu fi victime a unor evenimente rutiere cu urmări uneori ireparabile. Pe lângă faptul că părinții tind să cumpere mașini copiilor, tind să cumpere și mașini foarte puternice. Un tânăr de 18, 19, 20 de ani este destul de, să spun, pregătit din punct de vedere mental, psihic, în așa fel încât să nu fie tentat să depășească viteza, spunea că cauza accidentelor în primul rând rămâne viteza, da. Rămâne viteza, din păcate, da. Mă refer la acea vârstă a tinereții, da, când încerci, când ești dinamic, vrei să avem, vezi, corect, ai viteză. Avem probleme vis-a-vis de conștientizarea pericolului. Foarte multă lume merge pe premisa se întâmplă, dar nu mi se întâmplă mie. Din păcate, se întâmplă și persoanelor tinere. Și cu atât e mai mare tristețea când părintele a vrut să-i facă o bucurie copilului prin oferirea ca proprietate a unui autoturism performant, iar acesta îl pune în valoare într-un mod cu totul și cu totul excesiv, prin folosirea cailor putere și nu prin conducerea corectă în limitele legale a autovehicului respectiv. Sunteți părinte de copii adolescenți. Precum bine știți. Și vreau să vă întreb, din punctul nostru de vedere, cum
Cum veți proceda când va veni acel moment al permisului de conducere? Care sunt etapele? Până la permisul de conducere, copiii sau mei... Sau după permisul de conducere, da, nu mai copiii bine. Mei utilizează biciclete acum. Sau unul dintre copiii mei, având peste 16 ani, dacă obține permisul de conducere AM, poate să fie participant activ, conducând un moped. Deci, primele sfaturi pe care eu le adresez copiilor este să citească pe net, dacă nu au la îndemână, codul rutier. Principalele reguli ca să fii participant activ la trafic, conducând o bicicletă, conducând un moped, în funcție de vârstă. Și bineînțeles, ca să respecti legea, trebuie să știi că o bicicletă poți să o conduci pe drumurile publice având o anumită vârstă, un moped poți să obții un permis având o anumită vârstă și să cunoști regulile de circulație. Nu înseamnă că dacă ai vârsta necesară să conduci o bicicletă pe drumurile publice, acolo unde nu ai piste de bicicletă, înseamnă că poți să și circuli dacă nu cunoști regulile de circulație minime, de la perioada de dreaptă, de la intrare într-o intersecție, de la acordarea priorității pe trecere de pietoni, pietonilor când traversează regulamentar și așa mai departe. Ca să nu vă spun că sunt mulți participanți la trafic bicicliști care utilizează bicicletele în exces, fără respectarea regulilor de circulație. Traversează pe trecere de pieton pe bicicletă. O condiție esențială este ca traversarea să se facă ca și pieton pe lângă bicicleta respectivă. Pe lângă moped, dacă treci pe trecerea de pieton și nu traversezi intersecția în sine. Lucruri mărunte, de la care uneori sunt ignorate, produc consecințe negative. Tocmai de aceea sfatul meu este ca cunoștințele teoretice să fie cunoscute și numai după aceea să intrăm pe stradă cu o bicicletă. Sigur, la mopedă e vorba de obținerea permisului și acolo se susține un examen atât teoretic cât și practic și lucrurile se schimbă. Da, e foarte interesant ce ne-a spus dumneavoastră. Sper că telespectatorii noștri au recepționat și mai ales cei tineri, adolescenții. Vă propun să discutăm puțin și despre proiectele de viitor ale Poliției Române, ale Serviciului Rutier din cadrul IPJ Hunedoara. Proiecte sunt multe. Problema este că ne lovim uneori de niște, să zicem, piedici, care, dacă nu reușim să le depășim, motivându-ne că nu e prioritatea numărul 0 sau numărul 1 pentru societate proiectul respectiv, suportăm ca societate consecințe care nu le dorim. Și vă dau un exemplu care n-aș fi vrut să-l dau. Săptămâna trecută am avut un accident de circulație la intrarea municipiului Deva, așa cum am precizat la începutul emisiunii. Da. Sigur, din vina unui participant la trafic, dar nu o să intru în detalii pe accident în sine, dar și din lipsa modernizării drumului Național 7. Avem o problemă de un an jumate la intersecția dintre drumul Național 76 și drumul Național 7, care conduce spre autostrada A1, începând din zona localității Șoimuș, și este legată de acele două puncte de întoarcere provizorii, care numai provizorii nu mai sunt acum, au ajuns să fie definitive. Au fost nenumărate demersuri făcute de către conducerea Inspectoratului de Poliție, adresate CNADR București, adresate regionalei de drumuri naționale și poduri Timișoara. Dar, din păcate, răspunsurile n-au venit până astăzi când discutăm pozitive. Există și o stare de nemulțumire în cadrul participanților la trafic vis-a-vis de aceste puncte de întoarcere, pentru că dacă participantul la trafic a înțeles la început că e o soluție provizorie, pe bună dată se întreabă provizoratul ăsta cât va dura. Există și o altă problemă vis-a-vis de sistematizare în zona respectivă, pentru că nu a fost prevăzut în proiectul care tranzitează prin județul Hunedoara, e vorba de autostrada 1, o cale de acces. O cale de acces definitivă. Nu o să caut eu vinovații, că nu e problema mea. Problema mea este doar din perspectiva reducerii riscului rutier și tocmai de aceea, prin aceste adrese,
Ca proiect de viitor a fost și sistematizarea intersecției respective astfel încât să nu mai avem accidente rutiere grave. Zona respectivă, din păcate, este o zonă în care se suprapun două puncte negre. Un punct negru este o zonă delimitată de 1000 de metri, în care în ultimii 5 ani am mai avut mai multe de 10 rutiere grave, cu consecințele cunoscute, persoane decedate și rănite grave. Deci dacă un proiect este legat de sistematizarea corespunzătoare în zonă, un alt proiect este legat de atragerea și altor participanți, așa cum am menționat înainte, atât ca instituții școlare, cât și ca societăți comerciale în sprijinirea activităților pe ridicarea spiritului civic în aceste activități, componente a temei numite educație rutieră. În parteneriatele care deja sunt realizate și sunt derulate, care noi le-am desfășurat cu prilejul sărbătorilor din cursul unui an, vedeți sărbătorile de Paști, sărbătorile de Crăciun, sărbătorile de Anul Nou sau de Ziua Femeii sau de Ziua Copilului, cum urmează acum 1 iunie, prin activitățile denumite porți deschise, am arătat atât tehnica de care noi dispunem, cât și posibilitățile și resursele umane de care dispunem, activitățile care presupun prevenirea evenimentelor rutiere și nu numai, și am încercat să conștientizăm pe cojudețenii noștri cu privire la activitatea noastră. Tot ca proiect de viitor rămâne pentru noi reducerea riscului rutier și aici avem ca și target stabilit de Comunitatea Europeană. România face parte din TISPOL. TISPOL este organizația care coordonează toate polițiile rutiere din Comunitatea Europeană și deci avem și noi ca și target Poliția Rutieră Națională și implicit și Poliția Rutieră Hunedoara reducerea numărului de accidente și a consecințelor acestora în intervalul 2010-2020 într-un procent de 50%. Raportat la acest indicator, un lucru care este rezultatul colegilor mei și implicit și al meu, este faptul că am reușit ca timp de 4 ani de zile, consecutiv acești 4 ani începând cu 2010, să reducem riscul rutier la toți indicatorii, atât din perspectiva accidentelor rutiere grave, cât și a consecințelor persoane decedate sau persoane rănite grav. Așa cum am menționat, trebuie să ne asumăm și creșterile acolo unde sunt, respectiv avem o creștere a numărului de persoane decedate, se acționează prin măsurile care le întreprindem pe baza analizelor efectuate pe cauze și încercăm, în măsura posibilităților, pentru că accidentul este definit ca un eveniment rutier neprevăzut. Acolo unde putem, acționăm. Poate uneori eforturile noastre nu sunt înțelese, avem sentimentul uneori de mulțumire, dar și sentimentul de nemulțumire atunci când avem accidente grave și vedem că eforturile noastre nu au avut rezultatul scontat. Am enumerat câteva dintre proiectele și în derulare și pe care le avem în viitor și sper că am prins o arie cât mai largă. Da, așa este, foarte interesant ceea ce ne-a spus. Aveți, spun eu, câteva direcții importante în vedere. Vreau să remarc faptul că de când am discutat într-o emisiune împreună la un alt post de televiziune acum câțiva ani și când vă întrebam ce se întâmplă cu poliția română și cel puțin poliția rutieră și de ce nu e mai, să spun, apropiată ca structură față de ce se întâmplă în vest, îmi spuneați atunci că tocmai aceasta este tendința. Iată că acum observăm că polițistul român rutier nu mai este doar acea persoană pe care dacă auzi că e în intersecție sau o vezi acolo, reduci viteza sau pur și simplu tremură mâinile pe volan, ci este și persoana care te îndrumă, îți dă informații, așa cum se întâmplă în toate țările mai vechi în Uniunea Europeană.
Iată că ceea ce spuneați dumneavoastră, într-adevăr, acum vedem că începe să se întâmple, însă fiind în interior, fiind în această structură, vă rog să ne spuneți care este viziunea dumneavoastră privind acest aspect. Știți că orice lucru trebuie privit prin perspectiva impactului care îl are atât din perspectiva lui socială, cât și din perspectiva și din componenta profesională. Polițistul, până la urmă, este un om ca toți ceilalți, care are plusuri și minusuri, dar care uneori este privit sau ar trebui să fie privit ca etalon. Nu știu dacă de fiecare dată reușim să realizăm, să fim exemple pozitive. Sunt, din păcate, și situații când media a arătat că colegii de-a noștri nu sunt în situațiile cele mai favorabile privind atât componenta poliției, cât și componenta socială ca și membru activ al societății. Dar eu tind să cred că procentul pozitiv este mare comparativ cu anumite aspecte negative care se regăsesc și pe care noi le recunoaștem în activitatea noastră ca polițist. Sunt aceste aspecte legate poate și de vârsta unora sau de anumite apucături învățate în sistemul comunist? Nu cred, pentru că pot să vă spun că la ora actuală media în poliția română a vârstei colegilor mei este undeva la 37 de ani. Deci au lucrat înainte de 90 colegi cam 4-5 ani, deci să zicem de prin 85 încoace. Deci nu este o tară care vine din spate, nu. Apropo de acest aspect, vreau să vă mai întreb și dacă tinerii absolvenți de facultăți sau de licee tind să se îndrepte spre jobul de polițist rutier sau vină în această direcție. Nu, ei când vin sau absolvenții de liceu, pentru că trebuie să ai 18 ani împliniți, când sunt selectați sau când se îndreaptă ei spre o școală de agenți sau către Academia de Poliție de la București, au ca perspectivă partea de pregătire generală. Așa este. Se specializează ulterior. De regulă, pregătirea asta generală cuprinde toate componentele poliției, de la investigații criminale, investigarea fraudelor, combaterea crimei organizate, regim arme și muniții, ordine și siguranță publică, evidența populației, pașapoarte, străini, emigrări și, ca să fiu politicos, poliție rutieră. Am nominalizat-o ca ultima componentă, dar nu înseamnă că este ultima. Atunci când finalizează, când absolvă aceste școli sau academii de poliție, au anumite opțiuni. În baza opțiunilor și a necesarului de personal se face repartizarea lor. Dar în aceste opțiuni, meseria de polițist rutier este undeva în vârf sau mai la bază? N-aș putea să vă spun că este o prioritate. Știți de ce vă întreb? Pentru că am văzut în foarte multe filme americane o chestie interesantă, o replică, mie mi s-a părut ciudată. Că te mut la rutieră. Te pun la rutieră, faci prostii, arată inspectorul nu știu care, prinde infractor, prinde criminal, ce, faci prostii, te trimit la rutieră. Tinerii din ziua de astăzi se uită la astfel de filme, poate, nu știu, aud diverse lucruri. Da. Dom'le, te duci la rutieră, e greu acolo, stai în soare vara, iarna, te bate zăpada, te plouă toamna. În sensul ăsta vă întrebam, da, cum ați simțit prind acest tip de propagandă negativă la tineri sau nu? Acum, ca să dau din casă ghidimele de rigoare, este unul dintre serviciile în care foarte mulți colegi polițiști vor să ajungă. De ce? Și mă opresc aici. De ce? Vă pot spune de ce. În primul rând, foarte multă lume are sau crede că se pricepe ca și la fotbal și la poliția rutieră. Și la politică, probabil, nu intru în domeniul ăsta pentru că noi nu avem voie să facem politică.
Și mă refer la cele două componente, sport și Am poliție scăpat de o rutieră. problemă. Dacă intră în poliție, sigur nu mai fac politică. Deci Nu avem voie, nu avem voie. Devin Chiar bun dacă eventual la poliție și la este o fotbal atât. condiție esențială, chiar dacă ai făcut politică, ai fost membru de partid, în momentul în care intri în poliție, trebuie să renunți la calitatea de membru de partid. Și să revin că la cele Da, două vă rog. componente foarte multă lume se pricepe, tocmai de aceea este așa de dorit să ajungi să lucrezi și la poliția rutieră. E drept că una este ceea ce crezi și alta este ceea ce este real, pentru că exigențele sunt mari, salariile sunt egale ori la poliția rutieră, ori la poliția de investigare a fraudelor, ori la investigații criminale, pretenții sunt peste tot, target profesional este peste tot și atunci sigur că din imaginea aia care o vezi din afară, ai impresia că totul este ușor. Nu este ușor. Ce spuneați dumneavoastră a spus corect, că într-adevăr de multe ori stai în ploaie, în vânt, în soare. Nu lucrezi numai 8 ore, de multe ori lucrezi peste program. Sigur, acordăm ori libere sau dacă e vorba de o zi întreagă, o zi liberă pentru recuperarea forțelor. Salariul să rămână același. Stimulente financiare nu există și chiar aici fac o trimitere, nu avem target la amenzi. Nu avem target la amenzi. Mulți cetățeni încă cred că target avem, la amenzi. Avem. Există și vorba aceea, uite, au ieșit la pescuit da. Printre șoferi. Ca să și știți, și cred că dumneavoastră știți, nu trebuie să vă spun dumneavoastră, ci telespectatorilor dumneavoastră, contravaloarea amenzilor aplicate nu intră în bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Intră în bugetele locale. Se fac venituri proprii la bugetul municipiului Deva, Brad, Oreștie, Petroșan, Lupeni, unde doriți dumneavoastră. Deci nu în cadrul, nu sunt depuși în cadrul bugetului Ministerului Afacerilor Interne. Și dimpotrivă, o să vedeți că acești bani sunt alocați pentru poliția locală, să spunem, sau pentru alte investiții pe care Consiliul Local le are prioritare. Așa se explică poate și de ce multe primării au investit în acele sisteme de supraveghere pentru a putea da mai multe amenzi, nu? Poate și nu, pentru a nu, ajunge nu, banii nu, în nu. Aici bugetul vreau să local. Fac, să fiu vreau corect. Să speculăm da, puțin. Vreau să fiu corect până da, la capăt. Proiectul care este la Deva pe managementul de trafic este un proiect pe fonduri europene. Deci nu are nicio legătură cu colectarea banilor din amenzi. Mă bucur că ați precizat acest lucru. Înainte de emisiune, vă întrebam ce se mai întâmplă cu patrulele școlare și îmi spuneați că, din păcate, numărul lor nu este mai este redus. Cum era pe vremuri, din anumite cauze. Care sunt acele cauze? Principala cauză a fost și este, și sper să nu mai fie mult, lipsa fondurilor. Școlile generale, că în special aici se adresează patrulele școlare, nu mai au fondurile necesare pentru echipamente, nu mai au nici disponibilitatea necesară uneori învățătorii sau diriginții pentru a participa împreună cu poliția rutieră la alcătuirea acestor echipaje. Era un grafic când ieșeau elevii împreună cu colegii mei de la poliția rutieră, în special dimineața și la terminarea orelor de curs. Până la urmă, aceste investiții înțeleg de la noastră că trebuie să le facă școlile. Știm că există. Nu numai școlile, deci pliante, flyere, aducem și noi în măsura posibilităților. Bun, în ce dar trebuie vrea să investească toată școlile atunci? În echipament, în acele veste, uniforme, veste, caschetele acelea albe care se poartă în indicatoare și în acele echipamente prin care noi semnalizăm ori luminos, ori prin culori alb-roșu, oprirea autovehiculor în momentul în care se angajează copiii încolonați să traverseze drumul, că de obicei acolo acționează patrulele școlare. Cheltuielile nu sunt mari, dar probabil că știți că bugetul unei școli este întotdeauna redus, sunt alte priorități, reparațiile curente, plata sistemului de pază, dacă e prin camere, dacă au paznic angajat, etc., etc., etc.
Plus probleme de dotări ale laboratoarelor. Mai multe componente care dumneavoastră sigur le stăpâniți mult mai bine decât mine. Eu le stăpânesc ca părinte. Și ca și polițist până la urmă și partener al da, sistemului de da, educație. Da, nu? Că dar, fără, repet, fără... nu le stăpânesc atât de bine ca dumneavoastră care lucrați în învățământ. Vă mulțumesc mult. Eu totuși spun că e bine ca telespectatorii noștri să afle lucrurile în ansamblul lor, așa cum prezentam și în promul acestei emisiuni. Este bine să știe și de ce se întâmplă anumite lucruri, nu numai ce se întâmplă. De aceea vă mulțumesc mult pentru că ați fost astăzi alături de noi și vă rog în ultimele 2 minute să transmiteți telespectatorilor ceea ce considerați că ar trebui neapărat să rețină din discuția noastră de astăzi legată de activitatea poliției rutiere din județul Hunedoara. Aș vrea să cred că există un parteneriat între noi și societatea civilă și acest parteneriat să aibă ca scop tocmai reducerea victimizării ca urmare a accidentelor rutiere, să reușim în continuare să reducem numărul accidentelor grave și a consecințelor acestora. Atunci, cu siguranță, și societatea civilă și poliția rutieră, în ansamblu ei, va fi privită pozitiv. Domnule comisar șef Dan Micu, vă mulțumesc mult pentru participare la această emisiune. Vă așteptăm alături de noi, cu drag, cu informații noi. Dragi telespectatori, aici se încheie emisiunea Dezbaterea zilei de astăzi. Sunt Paul Țoța, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de InfoHD. La revedere!